În încheierea judecătoriei Buiucani, magistrații au spus că acei garanți care au pledat pentru eliberarea lui Vlad Filat, cum ar fi domnul Bodgros, Sandu Grecu, domnul Doga și alții, nu reprezintă o autoritate și nu pot fi persoane care ar garanta ca Vlad Filat să compară în fața organelor judiciare. Prin comparație, am să-mi permit să aduc exemplu că alți judecători de la alte judecătorii au considerat că domnul Dodon este autoritate și totuși Petrenco și grupul său au fost eliberați. Ori această abordare sau aceste standarde duble de aplicare a legii în țara noastră, noi considerăm că sunt inadmisibile.